Vivi Răchită va fi și sezonul viitor adversarul Petrolului. Campionatul trecut el a înfruntat Petrolul din postura de antrenor al lui ACS Poli Timișoara și acum va face același lucru ca tehnician al echipei Sportul Znagov. Răchită a început treaba în această săptămână la gruparea ilfoveană împreună cu secundul său Daniel Dumitrache. Staful prahovean trebuie să-și formeze repede lotul având în vedere că mai sunt 3 săptămâni până la debutul celei mai tare ediții din Liga a doua. Răchită a testat în aceste zile numeroși jucători, oprind câțiva dintre ei, printre care și 3 foști jucători petroliști. În noul sezon, Răchită va veni pe Ilie Oană în etapa a 7-a, atunci când va întâlni Petrolul. El este al doilea antrenor prahovean care va activa la acest nivel, după ce Marius Măldărășanu pregătește Metaloglobus. Echipa lui Măldărășanu va fi primul adversar al galben-albaștrilor în viitoarea ediție de campionat. O echipă greu de bătut, după cum a caracterizat oficialul petrolist Tavi Grigore în urma tragerii la sorți. El a mai spus că trupa bucureșteană are jucători de calitate și care anul trecut au jucat la Petrolul. Grigore a mai spus că fiecare meci va fi un derby pentru gruparea petrolistă, iar aceasta trebuie să câștige cât mai multe meciuri pentru a reuși promovarea în prima ligă.